Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt în direct, suntem de fapt. Acum vi-l prezint și pe principalul invitat în discuția noastră. M-a provocat să vorbim despre relația noastră de justițiabili și justițiari cu cele care ne apără, cu apărătorul, apărătoarea, avocat, jurist, cine ne ajută să scriem plângeri, cereri, recursuri, apeluri sau cine chiar ne reprezintă în instanțele de judecată în fața instituțiilor de stat, de exemplu, poliție, procuratură. Pot să rezumez pe scurt, eu sunt apărat de regulă de avocați de stat în Republica Moldova. De când mă judec, eram reprezentat de avocați de pe la ONG-uri sau plătiți de stat, pentru că aveam venituri mai mici decât minimul garantat de stat și deci puteam să beneficiez de apărător. Cred că vreo duzină de avocați și avocate din Republica Moldova m-au apărat în diverse instanțe, dar de când am plecat de la Chișinău, acum sunt, iată, de 4 ani la București. Aici sunt alte legi și chiar dacă mă judec și aici cu poliția, cu procuratura, nu pot să cer avocat de stat pentru că am venituri mai mari de 300 de lei de RON pe lună, iar legea românească acordă asistență juridică garantată doar celor care sunt atât de săraci, lipiți pământului. Cu mai puțin de 300 de lei pe lună înseamnă vreo 70-80 de dolari pe lună. Oamenii ăștia mi-i închipui că nici nu știu că au dreptul la asistență juridică garantată de stat, nu știu că poate să se judece, dar asta e altă treabă, o să ajungem, de asta m-am implicat și în politică, în viața românească, ca să schimbăm lucrurile și să nu mai fie așa discriminare chiar prin lege la adresa celor săraci sau cu venituri mici, foarte mici, modeste. Dar acum mă judec fie din capul meu, fie ajutat de avocați și avocate care mă ajută pro bono, pentru că au încredere în ceea ce fac eu, pentru că li se pare corectă cauza mea și oamenii mă ajută neremunerați, adică gratis. Iată, am eu așa noroc, așa carismă, ca să zic așa, încât mă ajută oameni și în Republica Moldova, în dosarul în care mi-a mai rămas împotriva statului și un dosar penal în care sunt victimă și care are degrabă 10 ani de când se tot întinde, se tergiversează. Iar aici în România am foarte multe dosare în care mă ajută același avocat. Le mulțumesc ambilor pentru ajutorul dezinteresat. Au doar interesul ca justiția să triumfe și ca să existe dreptate, ceea ce mi se pare minunat, și încurajez și pe alți apărători de profesie sau amatori, studenți la drept, oameni care au citit legile, să-i ajute pe alții cu sfaturi juridice, cu ajutor la scris o cerere de chemare în judecată, o plângere penală, o petiție, o solicitare de informații. Și în discuția de azi, aproximativ o oră, pentru că după asta avem o discuție în direct cu verzii ecologiști, azi e Ziua Internațională a Pădurii, pentru că o să am altă participare, alte obligații, maxim o oră stăm și discutăm despre relația noastră cu avocații, cu apărătorii și apărătoarele. Dacă vrea cineva să intre cu noi în direct, vedeți jos, partea asta-altă, aici. Am numele meu pe Facebook, înscriți un mesaj privat și vă abordez cumva, sau sunați direct pe Viber, numărul afișat aici, sau sunați pe Skype sau scriți un mesaj pe Skype și vă adaug în discuție alături de Serghei Gheorghiță, Sergiu Gheorghiță, care și el e la București ca mine, venit de mai puțin timp în România. Azi ne-am întâlnit, am fost la o activitate comună de plantare puieți în pădurea București, așa e un teren viran, un maidan în coada lacului Mori, unde ne exprimăm de ceva timp voluntar, tot așa neremunerat, pentru că credem în cauza asta.
Sergiu are totuși experiență, pot să zic, îndelungată de judecată, de participare în procese de tot felul. Mai ales se judecă cu statul și cu fosta soție sau cu mama copilului lui, o fetiță pe care mama i-a luat-o acum aproape 3 ani în Italia și el nu mai poate vedea, dar iată, are obrăznicia să îl dea în judecată și să-i ceară pensia alimentară sau chiar mărirea pensiei alimentare de la 700, cât a decis prima dată instanța, la 3000 îi cere acum. Sergiu, salut, te vede lumea. Ianș, advocația, treile advocat și lor le pare tot că se joacă la advocație, e cu legea, eu nu înțeleg și chiar ei se închipui că banul rezolvă tot, e ca asta nu vine a crede. Cum așa poți facă advocatul ies și are și el știe că e ilegal, a doilea oare solicite instanța, îți dă e pensie alimentară, dar în pătrit mai mare, ei și erită salariul care trebuie să-l am eu în Moldova, că și eu în Moldova acum să lucrez, e salariul minim o să fie 3800, ei și 3000. Acum, la un copil îi trebuie mai mult ca la unul matur, înseamnă că mă las pe mine numai cu 800, dar la copil trebuie să-i dau 3000. Bine, eu sunt de acord să dau și așa 3000, dar să-mi dăie cum spune legea. Eu am drept, ai dreptul să comunici cu copilul, nu? Nu numai să comunic, să particip la creșterea, la educația, la zi de zi, să știu tot prietenul, să știu toată ziua ce face copilul. Și eu nu sunt lipsit de asta. Din contra, eu am o hotărâre de judecată care e irevocabilă. Unii fost soție e obligată să-mi dă sâmbătă și duminică. Eu nu înțeleg. Advocatul ăsta, ori cerțit și nu mă trebuie să spun că domnul Prisacari Ion, ori handicap, oare are cunoscut bună Curte Supremă? Cum el poți și are, dacă fost soție, are dosar? Dar cine e Prisăcare ăsta? E apărătorul ei? Da, domnul Ion Prisăcare, apărătorul ei care o apără, are încă birou de advocat la Bălți. Cum dumneavoastră se gândește chiar? Și chiar eu sunt coate cu tăți de proști. Fost soție are scoatere ilegală la fete din țară. Acum, ca de grabă, simplu și a doilea dosar penal pentru este o hotărâre de judecată, unii e un caltă. Și ați și pentru că executorul mi-a dat și mi-a dat să plătesc bine, eu sunt de acord să plătesc săptămâna asta pe lui aici, care serviciile de executare. Da, serviciile îi plătesc și îi deschide a doilea dosar penal. Cum el îți gândește? Fost să susții cu două dosare penal, în primul rând, ei ne împiedică de a comunica, ei acum au meritat, domnule, și nu ne râși ăsta, eu am meritat acum și cu lipsite de drepturile părintești. Dar ei pun condiții și cer o sumă, dar suma asta eu am fost așteptat ca și așa. Înțelegeți? Ei nu știu, nu dau seama, ei și fac. Ei fac că eu n-ați pot plăti pensia alimentară aici 3.000 de lei sau și eu lipsit de dreptul împătiești. Ei nu-ți gândesc cu capul nic. Nu e nimic, eu plătesc aici 3.000 dacă trebuie. Dar cu e? Eu trebuie să plătesc la copil. Nu advocatul îi cere atâta și eu fost și rusie. Pentru că el nu știu ce spui taxa, el e educat, el unde plinit. Ia cam la... Am aici unii, cum se cheamă, recursul, uite, cum se cheamă, care la Curtea Supremă, da, recursul. Recursul că din 2016, când a cerut la Curtea Supremă, nu, da, 2000, începutul 2018, îmi pare că martie a fost. Și a fost altul deștept de advocat, Sergei Guțu, care o amăzit, aici au scris, în recursul scris, fata nu trebuie în primul rând împiedicată de să comunice cu tata, frați, surori. Ei de când au luat-o, eu odată nu i-am auzit glasul. Fata plânge, ține de gând de asta, eu nu i-am auzit glasul. Ea că o amăzit instanța i-a dat constituții, acum e faci ce vrei, gândește că dacă i-a auzit eu cândva pe numărul, i-am găsit pe WhatsApp, i-a sunat fost să-i nu găit cu mine, numai mi-a dat mesaj. Mi-a scris că se dă o pași cu fetele sa ei. Eu nu știu, ies să gândești nu unde copilul îți grăiesc, îmi dictează și sfac, cum să fac, cum așa, dar copilul ăsta nu e o monetă de schimb, ori nu e un obiect oricare, e copil. E copil care are dreptul, în primul rând, judecătorul trebuie să bazeze în drept copilului, să știm încălcat. Da, dar de ce ai zis să vorbim despre avocat?
Și nu vorbești despre avocații dumitale, dar vorbești despre avocatul ei. Sau crezi pentru că orice avocat are anumite obligații? Aia că domnul Ion Prisăcar. Unii poate și care urmăresc la dumneavoastră lovesc pe Ion Prisăcar că s-a dus nepregătit la judecată. Dar cum? A, ăsta e acela care cerea să fie ședința închisă. Da, acela. Acum omul și ăla putea și bine pregătit că el cu o mână înainte de și ședința asta o cât nu plâns în fața la instanța cu penalul, că nu-i dă penal, că e vine la începutul. El cât nu plâns ni procurorul, ne-a spus procurorul de la Procuratura Generală. Lui e Sturză, domnul Sturză, procuror, nu mai trebuie să-i spus și numele, de la Hăcești. O spus că el cât nu plânge. Nu plânge că să nu, nu dă și adus ei cu arest. Că e vine singur, sfârșitul anului 2020, acum lui pare că el se joacă acum, iar el face acum pensia alimentară și pensia alimentară și atacă, este hotărârea și am unei prima instanță, o amendată cu contravenție, el scrie la apel că, eu nu știu ce vrea, se anuleze că e nu ne închide copilul, nu știu ce schimbe. Unii, eu am o hotărâre de la apelul o spus la prima instanță să-i facă amenda. Asta e încălcare de lege. Un om, da, un țăran poate că de la țară, care nu știe, merge. Că asta, el și gândește la mine, la mine n-ați parcă, el nu le apără acum, ca în timpul de față, domnul Ion Prisăcar, dacă mă aude, dacă mă vede, să știi, bă, el nu apără pe dânsa, dar încalcă drepturile copilului meu și a mele. Și el se gândească ca și bă tras la răspundere pentru asta. El să-i apere interesul dreptul fostii soții, dar să nu încalce pe a mele și a copilului meu. El să iei seama că eu n-aș lăs asta. Amăjelii să dăm vrăjele n-aș meargă. Să dai seama că eu așa de la ce a spus el la atunci, la când se dă cu arest și bădusă. Trebuie să-l scotă, să-l scriu cele, să-l dai disc audio și trebuie să-l grămăși să-l dau. Pentru că, cum așa? El o apără pe dânsa și încalcă dreptul copilului meu. Acum el se primește că traumează copilul meu psihic. Intenționat face că el știe. El legea știe că nu trebuie să facă așa. La sfârșit, poți să spui, poate că nu știi că e face, dar el știe, pentru că el e în drept. Nu cred că el o face cu intenție de a face rău, el o face cu intenție de a-și apăra clienta, cel mai probabil. Nu faci cu intenție bine, el știe de ce a atacat el la curte de apel, dacă el știe că e principiul pedepsit, ei ne ascunde intenționat copilul, eu nu vroiesc. El știe destul de bine că eu nu vroiesc copilul, pentru că poliția... A fost așa o nuanță că i-au dat un telefon fals, că telefonul ăla nici nu există. La poliție, poliția să nu caute. Număr de telefon. El nici nu există telefonul ăla. Dar la poliție, la judecat, odată că este. Și el singur a spus la poliție și că telefonul ăla nu lucrează. Știi el destul de bine ce face și știi, el joacă asta intenționat, domnule, cum a făcut domnul Guțu, cum a măjit pe și judecători. Și el a știut că ies ei copilul încolo, pentru că el s-a ajutat atunci când cu actele, că eu la Florești m-am dus ca un țânc, ei ne-a spus când cel la psiholog copilul, m-am dus la Florești, ei au făcut niște acte cu pe scurs, nici n-am văzut copilul în zoze. Domnul Gustu se pune și chem eu cu două ori mașină, advocatul ei. Acum, nu știi, nu, eu nu mă tem, las scrie pe mine, dar el intenționat face, advocatul ei, domnul Ion Prisăcar Ion, intenționat. Nu e că greșeală, că el, slavă Domnului, are câțiva ani și ori lucrat în lege. El știe că nu se poate așa. Cum? În primul rând, el știe, o apără pe dânsa, el încalcă dreptul copilului, dacă dreptul copilului deamă-i lege. Dreptul copilului deamă-i lege. Nu știu, dar despre alți avocați de-ai tăi care te-au apărat, nu te-au apărat, te-au abandonat, te-au trădat? Înainte de sat nici unul nu m-a apărat. E ca doamna Dina Schibina, și e advocatul meu plăcut care există, dar eu spus, dacă este nici nu se apucă la așa că semi, eu nu vrea să există. Și știi că cum la noi este, și nu vrea să... Dar așa cât a făcut, eu am făcut, e când ne-a luat copilul l-a luat forțat, l-a luat ilegal la grădiniță de copii, executorul a executat, asta tot și... Judecata au ținut, executorul și-a făcut ilegal l-a luat, dar nu legal l-a luat. Executorul nu a avut dreptul să iei copilul, a fost în loc public. Nu a fost ascuns că se execute de acasă, înțelegi ori nu? Copilul a fost la grădiniță de copii. Dar copilul a nimerit la mine că a fost bătut, la mine probe era de la asta. Omitul a luat
cum l-a luat atunci copilul, nici tu n-au vrea, pentru că executorul și ăla ar trebui statul să apuce amudica cu ei. Să nu aștept că sunt ei și traumează copilul înainte. Dar statul, în primul rând, trebuie să bat cap de mult copilul și pe adus. În primul rând, dacă se ajung la Curtea Europeană, așa e câștig. Pentru că statul român a fost pedepsit de curte în caz similar ca meu. Păi taman că nu știu dacă ai să ajungi la Curtea Europeană, că am înțeles că fondul dosarului ăsta au rămas cu termenele expirate și n-ai mai putut să te adresezi la CEDO. Îmi pare că tot avocatul ți-a zis, o să facem și n-ați mai trimis, ați pierdut cele 6 luni. Domnule, dar este că acum, am început acum cu schimbarea domiciliului. Păi stai, să termin instanțele interne, n-am zis mai devreme că am un dosar penal care se întinde al 10-lea an. Aici stai copil și eu cred că n-ați mai ajunge la atât. Acum și Ministerul Justiției României e implicat aici, așteptăm la Italia să insistăm, tot Italia să-mi dai un răspuns legal. Și în baza la este de amasă este, pentru copilul e frate. Aici nu uitam că eu la Curtea Europeană să mă duc cu asta, că nu vreau că ești copil. Aici convenția de la Haga trebuie în primul rând copilul să fac și mă dus. Și dar Moldova o ratificat și ea convenția de la Haga sau numai România? Și Moldova tot s-a bazat atunci, și Italia până când nu dă, și azi vedem că am vorbit cu advocatul de aici, așteptăm și săptămâna asta să facem, să dăm la Ministerul Justiției, să insistăm și să insiste Ministerul Justiției la Italia, să dă un răspuns oficial că putem contesta, să putem da mai departe. Că așa pot să aștept mult și bine. Dar e și copil, copilul crește, copilul zi de zi, îl traumează psihică, e poți, nu, poți spui că nu, dar nu e așa ceva, pentru că copilul e rupt de legătura cu mine. Și spune el la copil de bine, pentru că ei ne-au spus să-i dau pas la fetele, ei nimeni spus, dar la pas ei spune, dar eu sunt bun așa de bun, dar nu-ți dau zile și nu mă cutat cu bun. Deodată logic să este, dar sper și domnul Ionu, eu nu știu, chiar și-ți gândește Pisăcar, eu sper că amuși totuși guvernul s-a schimbat parlamentul, s-a schimbat aici, s-a schimbat așa, dacă se înceapă, omul s-a schimbat trebuie la răspundere, eu super procedere, pentru că el încalcă drept copilul meu, în primul rând, nu anul, dar copilul meu. Avocatul ei. Da, el o apără pe dânsa, dar la copil nu-ți gândește. El pe dânsa o apără, dar copilul nu comunică cu mine, el tot amăgește instanță. El pentru copil cere bani, dar copilul psihic traumat nu-ți gândește, înțelegi, nu? El are nevoie de bani, pentru că din bani ce are și el un procent, el e plătit pentru asta. Eu am grăit numai cu un advocat și toți advocații ne-au spus, el trebuie să o apere în așa mod, că nu încalci ori ani, ori fete, dar în primul rând fete. Pentru că eu vă spun și mă mai repet, dreptul copilului de-a mai lege. Deocamdată nu avem comentarii sau întrebări, cu excepția lui Ivan Stanev, care ne urmărește și care se roagă și el, zice că ar vrea să fie și el ajutat ca să fie trași la răspundere cei care încalcă legea și el zice să fie trași la răspundere penală. Răspunderea penală o aplică doar poliția, procuratura și nu avocații, nu executorii. Depinde de la caz la caz. Iată, chiar și Ion are 2 dosare, unul penal și unul civil. Eu zic că de data asta să vorbim despre avocați. Cum vă apără apărătorii, avocatele, juriștii, persoanele care vă consiliază? Sunt în Moldova, se pare că mediatori, sunt parajuriști care vă dau sfaturi. Cum vă împăcați cu oamenii ăștia? Comentați sau sunați pe Viber, pe Skype, dacă vreți să participați în discuție cu mine și cu Sergiu Gheorghiță. În toate cazurile civile, eu așa cred că tot faci cu banii, transmit unul altul, numai advocat să-și fac. La mine a făcut treaba domnul Guțu, a scos copilul, gata, eu nu participă. L-a luat pe domnul Alexandru, a uitat cum e familia de la noi, tinerial el. Așa la singurul le-a dat și-a fugit. Nu mai vrut să... Că i-am spus, nu-i nicălca dreptul meu și-a copilului. Nu vorbești despre avocații fostei soții. Da. Și s-a dus singur. Uite că ăsta mai deștept, Ion ăsta. Băi, eu n-am nimic că apără interesul ei. La fi apere. Pentru că fiecare om avem dreptul, dar și copilul meu are dreptul. La tată. Și lege și spune, copilul rămâne cu părintele care a atașat copilul, era atașat de mine. Dumneavoastră înțelegeți cât de handicapată e fost. Sergiu, dacă o zis instanța altfel, atunci ce devine lege? Decizia instanței. Instanța sunt tot oameni care se pronunță și sunt oameni corupți. Pentru că
Corupția trebuie demonstrată, altfel iese așa o etichetă Știi de fără monedă? sens. Corupția trebuie demonstrată în instanță, cu o decizie Cui? definitivă. Altfel, e Cui? o presupunere că e corupt procurorul, Omule, avocatul, juristul, dar n-ai dovadă, n-ai probă, nu l-ai prins în nu e vorba, flagrant, nu a fost vorba condamnat. nu e așa. Deși eu mă stăruiesc, vă spun, nu înțelegeți. Una, pentru că la noi judecător pe judecător se acoperă. Cum și avocat pe avocat se acoperă. E ca la noi și la noi polițist, polițist. Ei nu vrea să-i facă amendă un polițist la alt polițist. Pentru că el, dacă ceva e război, dar se încalcă mergi pe cap la copil, las meargă. El principalul să nu-l aresteze pe polițist, că e polițistul. Înțelegi care? E ca la mine e așa. Am scris pe Nicorici. Nicorici am un singur fugit din sistem. Unii eu promis la Judecătoare dicat. de la Florești. Da, care s-au pronunțat, i-au dat forțe soții care cu mare încălcări au făcut și Curtea Supremă a încălcat și ea. Cum poți pronunța un judecător când negru pe alb scrie că trebuie psiholog? Dă-i făcut fără psiholog. Ori legea pentru judecător nu există. Ori este Dumnezeu. Cum și-a spus domnul, aici Oi, o, general a fost al Dodon Neam, domnul A, din sat de la mine, Gaiciuc. Gaiciuc, da, domnul Gaiciuc îi spune, eu spun, băi, omul, și cu tine? Și, a, da, dar în cazul tău nu e așa. El Eu, era cum poți să consilier la Dodon. Da, atunci era consilier și spune mie că judecătorul Dumnezeu, cum e, băi, judecătorul Dumnezeu, faci și vrei, Constituția e pentru toți egală. Legislația pentru toți egală, cum pentru mine, așa și pentru judecător. Și e mai gravă pentru judecător, că el e intenționat, el știe că nu te fac ce face. Și deși femeia și o arbă, dacă se vede că se încalcă, gata, categoric, el nu puteți pronunța în așa. Dar la mine negru pe alb scris că copilul trebuie de la medic psiholog. Ori judecătorul a fost atunci și psiholog și procuror și tot. Și a făcut socială și a prefăcut în aici, o scris. Că asistent social, s-a nervat că pe la mine la bataie și la Florești, nu s-a regăsit, spune că, băi, noi n-am făcut nici judecător, dar pretenția la judecător, singur a făcut. Cui să-i demonstrezi, domnule, pentru că e la Supremă, la magistratură, să acoperă, că așa e și gata. Nu, e ca cui trebuie să demonstrezi, eu îi spun în față, ce nu mă închid? Că așa e. Sergiu, nu m-aș mira să te dea în judecată și să pierzi procesul. Dacă cineva dintre ei o să vadă un astfel de video cu astfel de declarații și o să se simtă lezat, calomniat. Deci îți propun să nu încerci marea cu degetul. Există pedepse pentru calomnie și niciun avocat nu o să te poată apăra. Pentru cum calomnie? Că doamna Nicorici a făcut, s-a pronunțat și a luat copilul la mine, crescut din mine la 5 luni. Tu acuz de corupție, dar corupție trebuie probată, demonstrată și o decizie de judecată. Altfel, dacă o acuzi, poate să te acuze ea de calomnie. Încălcare de lege, dar asta nu e corupție, cu încălcat legea. O iau încălcat pur și simplu așa, de flori de cuc, ori Poate orice din flori. incompetență, Nu, domnule, din femeia neatenție, poate n-aveai avocat în instanță să o atenționezi despre asta. domnule, e judecă de 30 de ani. Cum poți să aibă neatenție la 30 de ani de staj de lucru? Nu, e ca cui trebuie să demonstrezi? Eu îi spun cinstit și nu mă tem, lasă-mă de judecată. Lasă-mă judeci tot ei. Nu, cum așa? Negru pe alb scrie că copilul, drept copilul de este, copilul rămâne cu părinții. Nu-i scris cum spun toți că mama are prioritet mai mare. Nu e corect așa. Nu e cinstit, nu e corect. În lege nu scrie așa. Copilul rămâne cu părintele care e atașat. Da. Să e cu mama mai mult, copilul da. Când mama îl crește una și una, tata îmi la lucrul ăsta, el se atașează mult de mama decât de tata. Nu e așa. Sunt cazuri diferite, trebuie fiecare caz examinat individual sau cum se întâmplă în cazul dumitale, chiar același caz, aceeași familie, același fost cuplu, doi părinți cu copil, trebuie examinat cu circumstanțele noi. Iată, atunci poate instanțele au văzut că mama e mai bună și trebuie să păstreze copilul. Acum poate instanțele o să vadă că tata e mai bun, că mama și-a înșfăcat copilul și a plecat cu el în Italia, că tata nu l-a putut vedea nici să vorbească cu el la telefon și pe internet de atâta timp și deci poate în consecință o să ajungi să o privezi pe ea de drepturile părintești pentru că i-a încălcat și mamei drept și copilului drepturile și tatălui copilului.
Eu tot înțeleg, dar de ce copilul atâția ani traumează psihic? Deși eu nu știu, e ca perioada azi de ani, cine ne întoarcă, ne restabilește tot perioada azi de ani că eu n-am fost un copil? Și doamna Nicoriș care a fugit și cum eu pot să demonstrez că eu a luat bani? Eu n-aș așa filmat, niciodată n-aș iei bani să văd. Nu, ai grijă totuși când declari să spui că presupun că a luat bani, presupun că e coruptă, cred că e incompetentă. Nu face declarații pe care nu le poți proba, pentru că te poți trezi victimă acționată în judecată. Domnule, ia ascultați mine, e poți probeză, deși patru marturi, eu 5 ori adus la instanță și niciodată, care au fost scris, care au fost aici, niciodată nu i-au audiat, nu i-au întrebat. Și nu cum spun eu, și s-o bazate când ai stat, eu, e că el a să-mi demonstrez că nu a luat bani. Și spui, deși... Poate de asta și hotărârea ei a fost anulată de Curtea de Apel, dar după aceea judecătorii de la Curtea Supremă au restabilit-o. Au restabilit-o, știi pentru ce? Pe domnul Scherdioală, de la Florești, domnul Gusu, lucrează de mult, Scherdioală a lucrat tațul procurorului și ea că cum s-a făcut. N-avem de unde să știm cum s-a întâmplat de fapt. Poate că erau femei în completul acela de judecată și au ținut mai mult cu femeia. Iar la apel au fost mai mult bărbați și au fost solidari cu tata. Nu să știe ce. Judecătorii sunt tot oameni și ei tot iau decizii subiective. Nu e scris că ei femeie și cu dânsa. Eu ți-am spus că dreptul copilului de a mai lege și peste locul. Dreptul copilului, prioritetul îți dă, nu e că e bărbatul ei, că e femeie. Dar îți dă la copil. Exact, și s-au gândit copilul fiind fetiță, mai bine o să o educe mămica. Cum? Poate din motivul ăsta și i-au dat-o mami. Așa se întâmplă cel mai des. Judecătorii gândesc așa, rectiliniu, dacă e fetiță, s-o crească mama. Dacă ar fi fost băiat, îl dădeau tate. Domnule, cum poți să-i duci mama? Mama a lepădat copilul de sân. Asta nu se vedea. Asta nu se vedea foarte clar în dosar. Judecătorii nu stau să citească că sunt prea multe buchii acolo și ce invocă avocatul în instanță, aceea decide. Iar la Curtea Supremă, cum nu există ședință publică, la Curtea Supremă se examinează doar dosarele, au citit numai ultimul recurs, dacă n-au văzut argumentul ăsta, nu l-au luat în considerație. Deci poate ai avut un avocat care nu te-a apărat bine la Curtea Supremă. Tot de stat era. Nu, de stat la Mănănit, dar acolo au fost bani din partea ei. Că, domnule, și nu mă tem de spun asta, că tot aceiași colegi, tot aceiași judecători la două surori. Nu poți și să coincidă și la o lună de zile diferență, tot aceiași. Cum așa? Băi, două surori, tot așa jucători, tot așa... Sergiu, ți-am explicat odată, e colegiu civil, care se ocupă de toate dosarele. A nimerit la un colegiu, tot aceia judecători, e același complet de judecată. Aici e conflict de interes. Nu e niciun conflict, nu mai repeta, că nu e conflict de interes. Poate să examineze la șapte surori, toate dosarele la toate șapte surori, nu e niciun conflict de interes, crede-mă. Altceva e conflict de interese. Dacă examinau dosarul vreunii surori de-a lor, dacă un judecător avea o soră în dosar, acolo era conflict de interese. Dacă e sora ta, e sora ei, n-are nicio relevanță. Da. Toate surorile din toate satele poate să le examineze același complet de judecători. Asta nu e conflict de interese, nu încurca. Da, ei trebuie să facă, dar după, acum, da, bine, nu e conflict de interese, nu este, dar și dar înseamnă asta, nu-l admită, dar și asta. La mine nu văd că... Aceleași circunstanțe, aceeași decizie. Se numește permanență, dar nu știu cum se numește chestia asta. E consecvența judecătorilor. Aceeași lege, aceleași circunstanțe, aceeași decizie. La sursa, la sursa. Fata a putut-o amăjit, eu luat-o. Dar băietul a fugit înapoi ăsta. Acum prima instanță a stabilit băiet cu tata. Și-a dispărsit doi cocti. Și fata e în Italia, tot, sursa are tot dosar penal. Cum așa? Ai judecătorii nu-s corupți. Dumneata acum vrei să schimbi de domiciliu fetei pe care o ai cu femeia asta și ea o să fie despărțită de sora ei, de cealaltă fată pe care o avea ea până la a fi împreună. Deci o să faci și dumneata o chestie neplăcută copilului. Ce să vă fac dacă vă apucați să faceți copii când nu sunteți siguri că o să fiți împreună? Domnul Oleg, eu să mai fac un copil, pentru că e tânără și are doi copii. Treaba la ei, poate să facă și 20 de copii. Cât poate, atâția să-i facă. Eu sunt gata să-i pe doilea, pentru că și pe doilea am crescut-o. Și pe doilea, la 5 luni am crescut pe ea. Nu până la 3 ani, cu dânsa pe una, la 3 ani, până la 6 ani, eu singur pe ei, e fată, gata să-i pe ei. Și nu dispăță surorile, dar. Pentru că cu așa o femeie,
Eu nu știu cum pot spun. El filma, eu era soția mea, face poze, spune pe internet, să știi că e maritată pe Facebook, e cu un român maritată, doi copii cu mine acasă, un copil făcut de fată mare, ies face, când dau eu față, eu ne-am pus și-o ducat pălul în cioare. Rybakov Felicia maritată cu Gogo Ionuț. Și judecata nu a observat asta, odată ei nu competent, ei mai gine să-i duc și copiii. Că duc bărbatul acasă, cu copilul ei făcut de fată mare și copilul ședi și îi crește, și eu să leu, la mine la copiii. Eu cât au fost mai greu la copil, mai aici, că nu puteai grăi, că nu puteai spune și o doare, că nu iese din șori, că aici eu am fost bun. Cum au scăpat copilul și pot grească la mama, că mama mai gine să-i duce. Cistit, așa și gătut e bămușcat. Pentru că trebuie de gândit copilul când e mai greu și când e mai, mai mama mai aproape de copil, când e mic, când copilul nu poți spune, mama îl pune pe chept și îl simte că l-a dus 9 luni în burtă. Cu mult mai greu ne-a fost mie și uite cum justiția la noi, cum judecătorii și corupți care nu mă atestă, spui, ne-a rupt copilul și l-a dat, o socotit cu mama, când mama face poză, spune cu alți bărbați. Și acum trăiești cu un bunel de ea, judecătorii și ea, îmi dau garantii, mâini pe mâini, moșneagul să n-ați bată joc, el trăiești cu nepoata ei. Sergiu, să nu revenim la dezbaterea asta, că și dumneata poți face orice nebunie. Cine-i dă ei garantie că tatăl ei natural nu o să-i facă ceva rău? Deci lasă-te rog argumentele astea. Există prezumția nevinovăției. Bunelul ei, tatăl ei adoptiv, n-are nicio vină până acum. Nici nu știi la față, nici nu i-ai zis buongiorno sau ceva. Lasă-te rog poveștile astea. Și l-au amăgit că eu cel mai rău. Și un om păi și el ce vină are că ea l-a amăgit? El are vreo vină? El n-are... Eu păi și atunci, de ce te apuci acum să-l acuzi de pedofilie, de molestare, de incest, de nu știu ce? Că omul nici cu spatele nu s-a gândit la așa ceva. Domnul Oleg, eu îți spun și poți să se întâmple. Poate să se întâmple orice, am zis. Și tatăl natural se întâmplă cel mai des să-și molesteze sexual copiii, băiat, fată. Vorbe sunt, ei nu-i place. Nu numai vorbe, sunt și fapte. Și fapte, dumneata fapte vorbește acum de un caz concret și ai grijă cum te exprimi. Te sfătuiesc așa, ca neavocat cum sunt, dacă te ceva am mai văzut și eu în viață. Te sfătuiesc să ai grijă ce presupui sau ce acuzi. Acuză numai ce ai drept. Ai dreptul să o acuzi că nu te-a lăsat să vezi copilul, că încalcă drepturile copilului să nu-și vadă tatăl. Că a mințit în instanță de judecată, asta acuz-o, că ai văzut că ai probe din dosar, dar altceva nu acuza pe nimeni ca să nu te trezești dată în judecată pentru calomnie. În primul rând cel mai tare faci și împiedică la copilul să comunici cu mine. Copilul care era așa de bine. Ia că și, dar bine, lasă-i, că închiri și faci el. Dar în primul rând e împiedică la copilul, copilul atașat, l-a lăsat de 5 luni, l-am crescut până la 4 ani jumate, copilul se vine cu ambele mâini de mine, mi-a stricat telefonul, special să n-am probă la judecată. Înțelegi nu? Cei mai buni probă era video. Ni l-a stricat advocatul domnul Guțu Sergeiu, pus-o la cale. L-a trântit în pământ și gata. Și o răspuns pentru asta? Că există pe răspundere contravențională sau penală dacă valoarea telefonului mare. Te-ai plâns la poliție, a fost amendată, obligată să-ți întoarcă telefonul? Amendată, eu nu a fost, mi-a întors numai aici, și gata. Mi-a întors banii și gata. Dar e ca judecătoarea care o făcut, care i-a dat copilul ei, așa și-a lăsat. Înțelegi nu? Poate nu știa despre circunstanța asta, judecătoarea. Domnul Oleg, judecătoarea tare gine a făcut, că eu a făcut asta. Judecătoarea tare gine, că tot eu am amendat-o. Și cum eu am amendat-o? Eu mi-am întors mie banii care este, 10.000 de lei, nu știu ce. Pentru? Eu am plătit și eu dat banii replică, nu știu, iar... Pentru ce? Am urmărit cu hotărârea judecătorului, e obligat să-mi dea ăștia, ei nu poate să faci nimic. Am cu hotărârea asta unii obligat să-mi dai copilul Sfânt și Duminică, nu poți să faci când nici avocatul ăsta, dar nu poți să facă aia. Ion ăsta, dar el vrea să facă prin da. Eu nu știu cu pensia alimentară, că eu vreau să facă, eu am pe o executare am dat-o și eu am anulat ăsta. Eu am luat mai repede de 15 zile la executare, datele mele personale, datele copilului personale, l-am luat la prelucrare. Și ai scris plângere pentru executare. Am dat-o în judecată și o anulat. Și până amu nu s-a băgat nimeni. Acum iar o lăsat o bucat timp și amu presăcarea este Ion cel mai hătru. El zice, stai și eu să fac pe benzi alimentare, el n-a să aibă din spate,
Da, nu, acum și bă, suspendat dosarul și cu pensii alimentare. După ce ați pronunță judecata cu cine rămâne copilul, atunci a și dosarul și pe rol și a zis cine plătește pensii Așa alimentare. te-a sfătuit avocatul, să vedem ce o să zică instanța. Avocatul poate cere una în instanță și judecătorul poate decide altceva. Mai ales dacă Nu. nimerit o judecătoare care o să fie solidară cu mama, că o fi avut și ea, eu știu, Domnule, solidare cu complicații mama. în familie, atunci o să vedem ce justiție o să ai tu. Sau cum zici, o Domnule. să se lase coruptă, păcălită cumva și să vedem ce dreptate o să ai. Degeaba ești cu legea de partea ta dacă faptele. Foarte bune probe sunt că e în căutare internațională, că e în căutare, că are dosar penal, care la executorul judecătorului nu poate găsi. Cum să fac judecătorul când ați pronunță? Cui trebuie să-i dau bani? Pe noi s-a ucată poliția, nu știu, cui eu trebuie să dau bani? Dacă cei mai buni întrebare, cui eu trebuie să dau bani? Ei în căutare nu găsește poliția, un stat întreg nu o găsește. Eu banii cui trebuie să dau? Dacă, Simon, dă-i un cui trebuie să dau dacă e în căutare? Avocatului, executorului, cuiva. Și advocatul, el mi-a făcut, el îngrește copilul meu. Copilul meu, eu să dau bani la advocat pentru ce? Pentru ce eu să dau la... Pentru că eu cum îi dau bani, eu s-a spus că eu banii îi dau pentru copil. Eu nu-i dau pentru mamă, nu-i fac cont în bancă, pentru că pensia alimentară îi pentru zi de zi să poată întreține. Și că pensia alimentară, domnul Oleg, se face în jumate. Eu plătesc 750. 750 și ei trebuie să plătească. Eu, dacă copilul eu la mine, ei trebuie să plătească cât că pe vară, pe asta, atunci trebuie să dai ei banii să întrețin. Da, Înțelegi, domnule? asta e sensul pensiei alimentare, ca să fie întreținut copilul, sigur, nu să îmbogățească Așa al e. doilea părinte. Dar cum dumneavoastră, că domnul ăsta, că pe care îi văd că e în vârstă, slavă Domnului, nu e la prima judecată. Cum el se gândește acum? Cui eu trebuie să plătesc? Nu, eu trebuie să-i plătesc pensia alimentară. Ce am eu cu dânsul? Eu la copil, eu singur trebuie să dau la copil. Dar unii copil ca să-i dau. Eu singur știu, eu sunt obligat ca părinte, nu trebuie să mă oblige. Eu ca părinte sunt obligat să-i dau. Dar unii el să-i dau. Domnule, nu mă tem. De judecătorii care au fost la mine, nici de unul nu mă tem. Las-mă închide, las-mă în puște. Dar ei sunt corupți. Ei sunt corupți și nu mă tem. Sunt corupți pentru că ei nu trebuie să fure copilul. Să ne-l ducă, să ne-l izoleze 3 ani. Să nu-i aud glasul. Copilul atașat de mine, care eu nopțile nu mă știu, eu câte ori mă scoam pe noapte și încălzim mâncarea și îl hrănim copilul și ala. Eu, la fiecare rază când plânge, mă scoam, încălzim și dau mâncare. Numai eu știu cum am închinuit și l-am făcut pui și ala și m-aș luat și l-a izolat de mine. Ești corupt cu un judecător care e judecător, care judecă oameni, care oameni șed și câte 25 de ani, el trebuie să facă după lege, conform lege. Dar să nu trăiască boierești. Mama mea a lucrat 30 de ani la norme de tutun. La tutun, ți închipul, e pe vremea la Soiuz, era, avea 6.000 lua pe sezon de lei. Și unii vă spun, uite și Castela are stertioală. Cine i-a dat cu el? Tatăl tot a lucrat la stat, a lucrat procuror, m-am să învățătoare. De unde a luat el bogăția asta? Dacă dumneavoastră nu sunt corupți. De la mătușă. Domnule, nu mă tem, las-mă de casă. Și așa m-a lipsit 3 ani. Și iau, las-mă în puștă, că-și gata. 3 ani m-a lipsit pe mine de copil și copilul de tată care l-a crescut. Nu mă tem. Nu judecătorii și nu procurorii au făcut asta, ci fosta soție, mama copilului ți-a făcut asta. Nu mama copilul. Mama copilul nu-i mai hătră ca așa și judecători. Crede-mă. A avut Și avocat deștept care a învățat-o cum să facă asta. foarte bine, ascultă-mă mine, domnule, doamna Nicoreș, care s-a pronunțat fata cu mama, e foarte bine, o știut presul ei, pentru că o întrebat-o la prima ședință, eu fost numai la unica ședință, prima, când a fost atunci de păcat, dispăcare, o întreabă, unde lucrez? Fosta soție îi spune la Italia. Judecătoarea îi spune așa, jos, nu lucrez nicăieri. Și pe urmă îi spune la judecătoare că tu singur când și-a ducat poporul atunci era la ședință. Îi spune că eu n-am spus așa, eu n-am spus așa. Da. Și eu, video, și eu audierea aceea care a fost înainte, eu îi arăt, îi dovedesc. Da. Înțelegi? Judecătoarea singură se aprovdoiește și amăjește că eu n-am spus așa, dacă eu să cum eu eram surd, eram cu urechile la păscut, că m-a întrebat unde lucrez și eu am spus că la Italia, dar eu sunt așa, jos cum lucrez nicăieri. Și că așa e, domnule, eu în față lui doamna Nicolae ce a spus, care eu nu știu când, din care motiv e repede, eu ieșit din sistem și a fugit în Marea Britanie.
Deci nu știu dacă e așa corect pe lucrație, poate să omul greșit, poate, de ce o fugit? De ce nu a dus cazul ăsta cu copilul până la capăt? Eu a fost, Curtea Supremă a spus că am un caz, trebuie să dau dacă este ăsta, noi prima instanță, judecată de judecătoare trebuie să facă să copilul. Și ce probe mai bun dacă copilul nu comunică cu mine? Ce mai trebuie? Așa că așa e asta. E că cu domnul ăsta Ion, eu sper, dar a scriu plânge, eu văd copilul lângă mine și a scriu plânge pe dânsul, cum, cât încălcări au făcut pentru mine și pentru copilul meu. În baza e că lui, aici tot în baza lui asta se scriu toate actele. S-a trecut, s-a trecut, dar câți copii sunt suferă de domnul Guțu Duș? Numai eu știu de la noi, de la 1-6-7. Tot Guțu a fost cu mamele. Domnul Vitalic Bădărău, când v-au făcut un interviu cu dumneavoastră și în Israel, două fete sunt Rusia. Tot Guțu a fost la mama ăsta. Apărător. Ce înseamnă? Da, advocat. Înseamnă că e bun, e eficient. O să-l mai caute și alte mame care vor să scape de... Și au avut și dosar penal pe ăsta, da? Dumnezeu cu dânsul ăsta cu treaba lui, da? Cu copiii, eu n-a stat. Copiii nu trebuie să încalce dreptul și face, lasă încalce măcar 100 de legi. Dar el mi-a călcat dreptul meu și copilul meu. Cum eu trebuie să stac? Nu cum, eu trebuie să stac până la urmă, să mă atent de nu știu de că sunt judecători, că sunt la ăsta. Eu trebuie să stac, dar cum stac? Sute la mai Moldova, așa te stac. Sute, nu tăți așa de camere. Sunt și mame nedreptățite, nu numai tați, așa că stai liniștit. Multora le se fac nedreptăți. Pentru că nu știu legile, pentru că n-au nimerit avocați buni convingători, pentru că judecătorii sunt incompetenți sau corupți, pentru că e birocrație și multe motive. Judecătorul că-ți pronunță trebuie să cântărească bine. În primul rând, la mine în cazul că-ți fost spus, că eu cer scuze, dacă ne arată probele, eu cer scuze public către Nicorici, arată probele la psiholog. În primul rând, eu trebuie, fără baza asta, asta e, eu îți spun, eu, e că treabă de voi advocat să-ți spui. Asta e o hotărâre ilegală și au făcut e. Pe ce au făcut e, o știu și e foarte gravă. Ilegalitatea unei hotărâri o stabilește instanța superioară. Da, Curtea de Apel a anulat decizia ei sau hotărârea ei. Dar Curtea Supremă a restabilit-o, deci asta e legea ce a decis o instanță definitivă, superioară. Domnule, ascultă-mă pe mine. Și e scris înaintea, judecătorul în baza la și se bazează și judică. Nu și ce spune el. El ce spune pentru că el e om. Și cum ai zis, s-o greșit. Dar cum poți greșească că el a încălcat un cod din dreptul familiei, din penal, din aici? Cum poți greșească? Dacă se greșește, l-aș ducă și o bani, l-aș ducă și doi iarcă. Acolo nu-l-aș greșească. Și nu e o aici, mogul ăsta să e pas pe vacă. Dar aici o traumează copilul, e că acum nu mama e vinovată, dar judecătorul și ala care s-a greșit. Nu, trebuie, vina asta trebuie să o găsească, nu știu, cumva indirect, așa, nimeni nu o poate constata, nici Consiliul cum îl cheamă, Consiliul Magistraturii, nici Procuratura nu poate constata, n-am auzit eu judecători care să răspundă decât moral, să le se aducă aminte la bătrânețe sau când cresc în grad, vor să ajungă undeva într-o funcție mare, eventual politică, să le se aducă aminte. Dar ții minte de decizie ce e? Ia uite, e făcut așa, dar legea prevede altceva. Eventual, dacă Moldova ar fi fost condamnată la CEDO, cazul ar fi fost reexaminat și eventual s-ar fi găsit vinovații pentru faptul că guvernul a trebuit să-ți plătească dumitare despăgubiri la CEDO. Dar dacă n-ai ajuns la CEDO, tot din cauza de birocrație sau de avocat inadecvat, acum ce a zis judecătorii, ce e lege? Bun, și noi suferim, la dânsul lege. Și voi suferiți, și copiii suferă pentru că... Mai important e banul, mai important e relațiile cu mătrie, așa se întâmplă la noi. Oleg, dumneavoastră ați văzut că când, nu de multă emisiune am văzut acum, că judecătorii au cerut că au pensia cât ele, câte 26.000 pensia. Ai auzit? S-au plâns că e mică, nu știu, posibil. La canalul 8, că la Jurnal TV. În Moldova. Și,
Da. Și așa zis, dar eu cum puteam să nu fac? Eu trebuie, eu eram obligat, că și la sredeu duminică nu i-am făcut. Înțelegi la noi cum? Că râd unul de altul. Că nu făcea mită, nu cerea bani Nu, pentru decizii. să aibă pensia, el lucrează și aibă pensia 26, mai aibă un salariu 26, să aibă și de ceva de mii. Când învățătorul și ăla, ăsta canalul 8 care vindea castrulele, lingurile din care avea pensie, câte un 3.000 de lei acolo cât are. Asta e corupție și niciodată judecătorul n-aș să răspundă de faptul care l-a făcut și încălcarea lui, n-aș și dreptate și în tot vremea suferim noi. La noi așa, când o să fie mai mulți cetățeni ca dumneata care să știe măcar o leacă legele, să știe la cine să apeleze, avocat, executor, avocatul poporului, la cine te-ai mai adresat. Când o să fie mai mulți astfel de oameni, o să se schimbe și atitudinea funcționarilor de stat, procurori, polițiști, judecători, pentru că vor ști că oamenii nu sunt proști, nu sunt oi, nu pot fi mințiți din ochi, că o să conteste, că o să ajungă la CEDO, că o să facă proteste. Dar cât suntem puțini, cât ești unul singur sau vreo 2-3, pe ei nu-i deranjează. Domnul Valentico Gâlcă m-a ajutat omul ăsta tare mult, avocat popor de la Bălți. Acum mai bănuiesc, am găsit-o pe ei, stai, dau și mă blochează. E vrea să mă duc Dar ei e avocata copilului, ar trebui să apere măcar interesul copilului în cazul ăsta. Da, ei mă blochează, înțelegi? Și fel de avocat, și dreptul omului faci dacă ei mă blochează. Și mai, ales că, celălalt avocat al poporului, Cotorobai, au murit și i-au rămas singura avocat a poporului. Cel de la Bălți e reprezentant al obuțmanilor, e angajat al oficiului celia, nu e avocat al poporului numit de parlament, cum e Maia Bănărescu. Deci Maia rămasă singură, ar trebui să te apere și ca matur și pe copil, mai ales că e caz și de interesul copilului. Deci și rușine Maia... să-i fie, poate îi scriu și eu un mesaj să te deblocheze și să te asculte. Da, da, e personal mă cunoaște, domnul Oleg. E personal și nu știu ce. Ai fost în audiență? Am fost la audiență și eu am protestat odată, am început să protestez și au spus la paznic, eu când vin deodată să-i dai voie la dânsă în sânt. Ah, ok, bravo, deci au simțit că n-are nevoie de protest, ai văzut că funcționează. Dar acum știi despre cine și știi că nu poate să facă mare lucru, că dosarul e în Italia, copilul e în Italia, știind că nu poate să facă mare lucru, de asta te blochează și crede că în felul ăsta, dacă își ascunde capul în nisip, nu o să vadă și problema să rezolve de la sine. Rușine să-i fie. Da, și la impact când a fost Bărbos și la domnul Dumitru, nu știu cum, așa la tot trebuie dat afară atunci, n-am avut când, eu cred că tot încoași încolo, așa trebuie deodată după emisiune și a dat afară. Dar ce emisiune? Unde ai fost la impact? Că nu știu așa emisiune. La impact, la Canal 3. Ah, ok, da, la televiziunile lui Plahotniuc. Da, și când am pe Plahotniuc, la Fugugărisa, am nimerit. Da? Cum te-am nimerit atunci? Și așa că așa e, cu și ce a fost la emisiune? Ce ne trebuia dat afară? Și au zis oamenii din studio că ai dreptate, da? Ce a fost la emisiune? Ce ziceai că trebuia să dat afară? El trebuia să afară că, pentru că eu nu pot să fac nică. Au fost și Maia Bănărescu sau cine? Nu, ba, au fost reprezentant, unul cu Dumitru ăsta. Și eu în față îi spunem așa. Tu de la avocatul poporului? Da. Și ziceau că nu poate să facă nimic, nu poate să se implice. Da. Da, dar ne pare rău că l-a pojurit pe la Bălți. Domnul Valentin ăsta, cât ne-o să-i dai Dumnezeu sănătate tare mult, el m-a încurajat și-a lucrat și dumneavoastră. În cazuri complicate rămâi cu încurajare și eu te încurajez, dar mai mult de atâta nu pot să-ți fac. Pot eventual să-ți pun în legătură cu un avocat, îți spun care instituție, să te ajut să faci un protest, mediatizăm. A mai mult de atâta nu pot și mă tem că nici avocatul poporului nu poate să se implice într-un caz foarte concret, nu, personal. Nu, el poate să se implicat atunci când aici el a scris o mărți cu aici, când cu judecătoarea, când cu executoarea, când l-a plăit executoarea mai repede. Cu... Îi trebuia scris plângere la Uniunea Executorilor. Dar ei s-a scund unul pe altul, domnul... Făcut protest. La Uniunea Executorilor. S-a scund unul pe altul, suporte consecințele, zgomotul sub geam. Protestați atâta, n-ați văzut cât de corupți. Eu protestez la procuratură. Sunt corupți, dar se tem de protest și se tem de mediatizare. Așa că, oameni buni, mediatizați, protestați și o să fie mai puțin corupți. Procurorul mă fugărește să nu protestez de fața la procuratură, du-te la Interpol. Că noi am dat la Interpol, înțelegi ori nu? Și fel de dreptate, cum Interpolul mai mult putere are ca procuratura?
Ei trebuie să-i dea comandă, înscris să-i dea toate Interpol și etapă. Cum acum domnul deputat, eu dat ca că nu dat și o caz. Și de la și stare o ajuns cu dosarul penal. Asta nu, asta se cheamă interpelare de deputat. Ce a făcut Radu Marian e interpelare. A solicitat informații, așa orice cetățean poate să facă. Avocat, deputații au doar un pic așa mai multă prestanță și parcă sunt niște termene pe care procurorii sau cine le-a solicitat informația trebuie să-l dea. Mi-a plăcut că s-o interpretat asta, că să-i spui la și de asta și la și procedură a rămas la și de asta dosarul. Cheia că tare îl pune la mulat și gata. Oamenii nu unde, s-o, copilul nu-i mai aduie de atâta. Asta putea să ceară și avocatul dumitale, solicitare despre stadiul de anchetă, de cercetare. Și orice cetățean poate cere asta dacă știe legile, dar cel mai des noi nu știm că sunt o grămadă de-a legi să înnoiesc în fiecare săptămână și oamenii nu prea știu, dacă ai văzut că judecătorii nu le știu și le ignoră. Noi, da, fiecare îți trebuie, zic cum înțeleg, ei înșeche deschide codurile și înșeche învăța și nu-i greu nică, care ți-i trebuie în datele în viață. Da, și deci așa ai demonstrat dumneata că fiind de la țară, fără studii superioare, te-ai descurcat în anumite legi, citindu-le. Da, dar păi și faci, domnule, că ești nevoit, cum așa copilul, înțelegi, eu și Elinu Mare a indicat copilul din luat, eu cât n-am dat o popii. Dar judecătorul, gata, ești o greșit. Asta era cam în martie, nu? Sau în aprilie, acum se fac 3 ani de atunci. În aprilie, pe 27 aprilie, 3 ani. Peste o lună. 27 aprilie, eu am 3 ani când nu văd copilul. N-ai văzut deloc, da. Nu au văd, dar nici nu ne aud glasul. La mine au rămas memoriat în cap, fata plăgenă vrea să la mine. Și eu, de atunci n-ai auzit, dar am văzut cu o publică, doamna Bodianu Aliona, da, care urmărește, și doamna Bodianu Aliona, încă o dată să facă și comentarii, eu să-i dau și să-i amendată, ori să-i tras la răspundere. Pentru că eu protestam la comisarul general, e acolo scrie în comentariu că oameni buni nu vă uitați la omul ăla, că omul ăla e debil de cap și trebuie dus la sujet. Prin ce o pricinat e? Are vreo probă? Ori e medic, psiholog? Da, pot să scriu plângere pentru ofensă, injurie sau calomnie și poate să răspundă. Are un interes. Aliona Bodeana asta o furat și e fata, cred că. Fix așa cum mă este. E interes. Ai grijă ce declari că s-ar putea pentru calomnie dumneata să fie acționată în judecată. Care calomnie? Că scrie că sunt bolnav de cap. Păi da, și cum ai dedus din asta că o furat și ea copii? Nu, dar de și motiv e mă faci credibil de cap. Înseamnă că îți bazează... Poate să aibă multe motive. Poate a avut și ea de suferit din cauza unui soț violent și na, și te asociază cu... Eu și încerc să vă spun. Pentru că o furat și copilul, dar... Și spune chestia, că l-a vizat pe fata. Nu neapărat, o mamă care a plecat cu copilul în Italia, nu neapărat l-a furat. Cele mai multe mame sau tați care au plecat cu copiii psihotari au plecat în bază legală, cu acordul celuilalt părinte. Nu-i corect, domnule. Sau, ei, cum nu-i corect? Hai că știu și eu oameni de tot felul, am întâlnit destui. E corect. Altfel ar avea toți dosare penale și ar fi căutați în Moldova. Deși nu iese, ia ca fostă soție, deși nu iese la replică, și are, și sistemie. N-are încredere în mine, poate dacă venea la emisiunea aceea replica sau cum se chema, poate acolo participa, dar mine poate n-are încredere, i-am propus. Domnule, dar și nu are încredere, și ea are. Că se râde măsa să zic că e bagă bani și cu banii să facă tăt. Dar i-am spus că banul nu face, omenia nu cumpere cu nic. M-am zis la UDA, că e cu banii să cumpere și să facă tăt. Vorbim de aproape o oră, nu prea mai vrea nimeni să participe cu noi în discuție. Am făcut o live și interactivă. Ultimele 5 minute, dacă vrea cineva să întrebe ceva sau să comenteze, scrieți acolo pe chat sau intrați în direct pe Skype, Viber, Facebook Messenger. Alte variante în seara asta nu avem. Eu poate e asta, poate să ne audă, să ne urmărească din ceva de la președinte, de la doamna Maia, să uite și să apuși de cazul meu, să aducă copilul cetățean al Republicii Moldova. Și ei a stat, ei s-au obligat, în primul rând, președintele, în cazul meu, pentru că copilul este dosar penal, scos ilegal. Și nu cred că se ocupă președinția de aducerea unui copil din Italia. De
președintele, deși președinte, președintele răspunde de tot omul. Nu răspunde. Președintele poate să fie îngrijorat de tot omul, dar președintele are grijă de țară, are grijă de politica externă și de securitate. Coleg, dar nu poate să ocupe de tot omul, poate să solicite procuraturii, poliției, serviciului vamal, ambasadelor și tot așa să se ocupe de chestia asta, dar nu se ocupă nici președintele, nici ambasadorul. Crede-mă. Președintele se ocupă de e sub control. Curtea Supremă, judecătorii. Poate să facă tot așa, solicitări de informații, interpelări și tot așa. Și declarații. Eu așa cred că ar trebui cineva să răspundă de un șoban că îl trimis cu oile pe deal. Nu răspunde președintele, dar răspunde că s-a dus șobanul. Dar președintele răspunde de tot cetățanul, dar. Dacă oile le-au mâncat lupii, de exemplu, sau s-au prăbușit într-o râpă, nu răspunde ciobanul, nu-i așa? Declarația arată că nu-i la... Exact, deci trebuie cercetat, investigat, cine e vinovat, cine are mai multă vină și tot așa. E complicat lucru. Președintele ar trebui să implice. Se implice, de acord. Dar să nu-i ceri președintelui să-ți aducă copilul, că n-are cum, după cum vezi, nici poliția n-a putut până acum. Dar poliția nici nu vrea. Poliția, poliția la noi au făcut să... au vrut să ne... E ca cel mai interesant în cazul eu, polițistul în ziua, pe 19 martie 2009, da, 19, îi face, îi se întărește asta unei grafic de întrevederi. Da? Dar poliția duce la primărie să ne anuleze graficul. Înțelegi? Cum poliția, dacă ei să așa iei din copil? Și eu mă duc cu, am hotărârea, încă nu era definitivă, era cu hotărârea la... Nu polițistul și ala și erau care erau din Consiliul de Primărie acolo, dar poliția spune și lui, zice că aici ai scris că ți-e schimbi graficul, pești, înțelegi cât de incompetent e domnul Bostan, Sergiu. Dar el nu e incompetent, el da, luat, dar Bănișor, dacă așa el face și spune că trebuie că aici e de ghesă ăsta, înțelegi, domnule? Cum el poți meargă judicata în ziua aceea, în aceeași zi? Îi, gata, s-au pronunțat că e obligată să respecte graficul care a făcut primărie, dar șeful de post duce la primărie și ne anuleze graficul. Ia care nu poliția acum. Iurie Lupașcu zice, nu pierde sănătatea în zadar, vin în Italia să-ți vezi fata. N-am eu și cata în Italia să-mi văd fata. Fata a și badusă, în Italia altă lege, Iurie, domnul Iurie. Acolo sunt alte ieri și eu mă așteaptă acolo să mă dea la poliție, că mă să fac ce oare ăsta. Eu legal. Dar te duci cu... legal, exact, vorbești cu carabinieri, cu jandarmi, cine sunt poliția lor, le spui, iată, am decizie de judecată, am grafic de întrevederi, sunt tată legal, măcar la una dintre fete, dați-mi voie să o văd. Și cum, poliția italiană să asigure accesul la fată, să zic că, buongiorno, signora, a venit signorul. Domnul Oleg, cum poți? La noi nu recunosc polițistul, nu recunoaște hotărârea judecății, a noastră, polițistul, a judecății noastre. Dar italienii să o recunoască? Dar la noi, e că acum merge, domnul Bostan îmi spune că acolo scrie un pronunțat unezi, că nu, că aș fi de ghe peste o lună, dacă e plin de 30 de zile, ai fi de s-o atașe și nu atacă acum. Deci spune că peste 30 de zile a schimbi alt grație, că înțelegi nu? Și o înțelegi să scrie în hotărâre. Nu știu ce au avut în vedere Bostan, dar să vedem ce o să decidă Ministerul de Externe sau de Justiție al României, care tot s-a implicat în dosarul ăsta. Dosarul are deja rezonanță internațională, chiar dacă nu s-a implicat niciun președinte până acum, dar alte instituții abilitate s-au implicat și așteptăm ce o să decidă. Așteptăm răspuns legal, ca să văd și pot ataca mai departe și tot. Dar eu sunt drept, în cazul meu, eu sunt drept 100%. Să nu pierzi măcar acum ocazia, dacă nu ți se face dreptate, să acționezi în judecată împotriva Moldovei, împotriva României și împotriva Italiei, dacă nu o să se facă dreptate. Probabil mai durează și din cauza birocrației, și din cauza pandemiei, și din cauza traducerilor, dar în câteva luni, în câțiva ani o să ai și rezultate. Eu vă rog frumos pe domnul Presăcar Ion, nu-i principalul banul. Și eu sunt de acord, el lasă apere drepturile fostei soței, dar să nu le încalce pe mine și căpelă, să gândească, eu să fac plângere pe dânsul penală. El să nu gândească că-i spate lui tău. Și el intenționat, cum poți scrie el la instanță? O vedeți ce spui judecătorul.
Dar judecătorul categoric n-o să accepte. Mai mult de 750 judecători, dar ilegal. Că el a fost plătit și împuternicit să ceară pensia alimentară mai mare, chiar dacă n-ai plătit încă nici pe cea mică, pentru că n-ai mai văzut fata din prima zi. El ne încalcă drepturile de a comunica cu copilul. El ne împiedică. Nu avocatul îți împiedică, ci clienta lui, asta mai degrabă. Și asta sper să constate instanța. Serghei, vorbim de un ceas, cred că ajunge. Atât a fost interacțiunea noastră și a celor care au fost cu noi. Le mulțumim tuturor pentru participare. Vă dăm întâlnire la ocaziile următoare. Vom vorbi tot așa despre dreptate. Sper că o să fii deja cu fata. Bun. Nu cu fata, sper că se pronunță și pe 19 aprilie judecată, așa cu pronunțare, dacă n-ați și încă ieri, amânat. În cazul celălalt în care ai cerut schimbarea domiciliului copilului, da? Da, da. Ok, așteptăm noutăți. Succes. Bine. Și ținem legătura. O să arăt.